Blestemați de soartă să trăiască în întuneric, orbii sunt furați chiar de cei plătiți să-i ajute. Nevăzătorii se plâng că cea mai mare asociație care îi reprezintă le oferă tichetele gratuite de călătorie și alte facilități garantate de lege doar dacă se înscriu în organizație și achită o donație. La sediul central al asociației se face comerț cu cărți și transcrieri audio, materiale oferite gratuit de stat. Nu umblați la televizoare, nu e nicio problemă. Așa arată lumea în care trăiește Gabriel, o lume formată din umbre și sunete, unde întunericul este rege. Peste viețile acestor oameni, altcineva e însă stăpân, asociația, cea care le ia bani, deși ar trebui să-i ajute. Eu nu sunt membru ANR, nu plătesc cotizația. Cum pot să iau foile de CFR, vă rog frumos? Domnule, trebuie să vină să vă scrieți în filială. N-am fost înscris, nu. Aoleu, ce prostie. Biletele de transport sunt un drept al persoanelor cu handicap, iar banii sunt dați de la bugetul de stat. Direcțiile generale de asistență socială se ocupă de împărțirea lor. În județele din țară, aceste servicii au fost preluate de filialele Asociației Nevăzătorilor. Persoanele cu handicap, printre care și nevăzătorii, primesc anual câte 12 astfel de tichete. Valoarea lor se vede abia în momentul când pornesc la drum. De exemplu, pentru o călătorie cu trenul de la București la Suceava, ar trebui să plătească 85 de lei. Există, la unele, nu la toate, un șantaj. Nu ești membru ANR, nu ți eliberezi foile de drum, ceea ce încălcare alege. În asociație nu intri doar cu o semnătură. Pentru dreptul lor, oamenii trebuie să plătească. Cât e la dumneavoastră cotizația, vă rog? Cât ar fi? Păi 120 pe an. Am înțeles. Puțin, o picătură într-un lac. La filiala Bihor, picăturile sunt mai scumpe. La Oradele luată la noi de la filială. Și trebuie să plătesc vreo cotizație? Sigur, gradul 1, 140 de lei. Nu este adevărat. Spune clar că membrii Asociației Nevăzătorilor, cum avem dreptul că suntem organizație cu personalitate juridică, să fixăm anumite cotizații. Punct. Iar restul, domnul, a venit cu șmecherii din astea, că știți care-i treaba, exact ca și la Maramureș. Gabriel nu poate să muncească. Statul îi dă lunar 300 de lei, ajutor de handicap, plus indemnizația pentru însoțitor. Cu o mână îi dă, cu alta îi ia însă. Se ia în considerare această sumă de 600 de lei la compensarea la căldură. Și atunci omul cu handicap nu mai beneficiază de o subvenție cât e ea la căldură. Așa că banii abia îi ajung pentru o viață normală. Trebuie să îi împartă însă cu cei care pe hârtie îi apără drepturile. Deci cotizația este normală. Pentru că noi ne luptăm, pentru dumneavoastră vă doare undeva. Pentru această luptă, în 2012, ANR a primit de la bugetul de stat aproape 2 milioane de lei. Anul acesta vin alte 3. Din acești bani ar trebui editate cărți Braille sau audio. La nevăzători ajung însă tot contracost. Se poate rezolva. La negru, bineînțeles. Și cât ar mar costa la dumneavoastră să iau programul? Nu știu, vorbim cu voi, eu găsim o soluție. Singurul ajutor care nu vrea nimic de la Gabriel rămâne Chloe, o cățelușă pe care un ONG străin l-a ajutat să o ia.